Bine v-am regăsit! Astăzi este 30 noiembrie 2018 și, după cum știți, vinerea vorbim despre prețul Bitcoin. Dar înainte de asta vreau să urez un călduros la mulți ani celor cu nume de Andrei și Andreea. Și după cum vedeți aici acest fular, mâine este Ziua Națională a României. 100 de ani de istorie de la Marea Unire din 1918. Pe această cale vă urez un călduros la mulți ani și acum să trecem la treabă, să vorbim despre prețul Bitcoin. Revin imediat. Ne-am întors și suntem pe TradingView, după cum vedeți aici, pe prețul Bitcoin, care în acest moment este la 3.992. Dacă v-ați uitat la videoul precedent, vă ziceam eu că avem un target pentru a cumpăra Bitcoin în această zonă 3.600-2.450. După cum vă ziceam, așteptam ca prețul din această zonă 4.200 să se ridice undeva spre 5.400, lucru care nu s-a întâmplat. Mai mult, am scăzut până în range-ul acesta de 3.600, din care eu vă ziceam că ar fi un moment bun să intrăm în Bitcoin și, după cum vedeți, am făcut bounce, adică Bitcoin, prețul Bitcoin a crescut din această zonă. Haideți să mărim un pic, să vedem exact dacă a atins această zonă pe care eu data trecută v-am pus-o aici pe grafic, în această zonă verde. E bine, eram foarte, foarte aproape, chiar cred că am atins-o 3600-3680. Haideți să revenim pe grafic, pe imaginea principală. Suntem pe Bitcoin, BTC, USD, pe Bitfinex, pe săptămână. După cum vedem aici, avem un hammer candle pe săptămână, care totuși s-a transformat într-un fel de doji aproape, care dă un semn că prețul își poate reveni. După cum vedeți, am avut o urcare, o încercare de a urca spre 4500, care se pare că a fost un bull trap. Adică au fost prinși cei care credeau că prețul va crește, au fost prinși în această capcană întinsă, se pare, de urși, și prețul acum a revenit în această zonă neutră în jur de 4000 de dolari. Dacă prețul va rezista la 4000 de dolari, cred eu că totuși rămân la părerea că trebuie să mergem undeva spre zona aceasta de 5400. S-a terminat aici bear marketul. Ei bine, haideți să ne raportăm la ce s-a întâmplat în trecut, deoarece așa putem afla informații foarte prețioase. Să vedem, în trecut am terminat bear marketul cu un preț de 169 de dolari de la prețul de 1200. Și apoi vedem că am mai avut o încercare de a coborâ, dar din nou am urcat. Ei bine, haide să vedem ce s-a întâmplat atunci. După această cădere pe care am avut-o de la 268 la 168, am avut un candle verde pozitiv foarte mare și cu volum. Haideți să vedem dacă s-a întâmplat același lucru și aici. Am avut această cădere foarte mare și acum nu este acest candle verde, ceea ce mă face pe mine să cred că încă nu s-a terminat acest bear market. Vă ziceam data trecută că șansele sunt de 50%, acum aș mai crește cu cât evoluăm și cu cât văd pe chart. Încă nu cred că s-a terminat și aș da șanse de 70% ca prețul totuși să mai scadă. Mergând înapoi în 2015, vedem că această perioadă seamănă foarte mult cu cea din noiembrie 2015, când am avut această cădere și apoi am avut un fel de doji pe săptămână cu o urcare înapoi la 300, dar prețul nu a putut trece și ne-am întors la 267. Seamănă foarte mult acest doji pe care îl avem aici, această urcare, și apoi prețul a revenit. Dacă toate astea se vor repeta, cred eu că săptămâna viitoare, dacă suntem în această zonă pe care v-am arătat-o eu aici, în această zonă exact, haideți să o și trasăm cu un rectangle,
O trasăm foarte frumos. Aceasta este zona de care eu vă vorbeam. Fix aceasta. Și în acest moment am putea spune că suntem aici în ultima parte a acestei zone. Și săptămâna viitoare ne putem aștepta ca Bitcoin, pe adevăratul sens al cuvântului, să își facă fundul sacului. În trecut a fost 166. Haideți să vedem ce scădere a avut. Ștergem acest pătrat și să vedem, să măsurăm scăderea. Apăsăm Shift și vedem ce scădere a avut Bitcoin de aici. Dacă apăsăm Shift și mergem în jos, putem să vedem clar că a avut o scădere de undeva la 46%. Ceea ce, dacă mergem din nou în 2018, putem să măsurăm ce înseamnă această scădere pentru noi. Shift și mergem în jos. 46% ne plasează undeva spre 2450-2435, adică acest fund al zonei marcate de mine pe acest grafic. Desigur, prețul se poate duce și mai jos. Cât îl văd eu, 1900 cu un Wix. Ce este un Wix? Deci această parte inferioară a candle-ului care se duce jos, dar apoi prețul este împins înapoi în sus și candle-ul se închide aici. Așa putem să vedem aici o scădere spre 2500 cu un Wix undeva la 1900 și prețul urcând înapoi peste 2000. Săptămâna viitoare, părerea mea că este destul de importantă pentru Bitcoin, să vedem dacă cumva istoria se va repeta. La ce ne mai raportăm? Putem să ne uităm la RSI, care, dacă mergem să facem comparație pe weekly cu 2015, vedem că în 2015 am scăzut sub această zonă. Acest RSI ne arată când Bitcoin este mult prea vândut sau mult prea cumpărat. Dacă nu știați până acum și nu v-ați uitat la videourile mele, asta înseamnă RSI. Dacă prețul este în această zonă, peste 70, este mult prea cumpărat și ne așteaptă un declin. Dacă prețul va scădea sub această zonă de 30, prețul este mult prea vândut, toată lumea vinde și contrar, a trebuit să cumpărăm. Putem vedea că în 2015 acest RSI a scăzut pe săptămână, ceea ce este un lucru foarte important, a scăzut sub 30, a ajuns la 27, ceea ce nu s-a întâmplat în acest moment. De aceea cred eu că bear marketul încă nu s-a terminat. Dacă mergem pe one day, haideți să vedem cum arată RSI-ul pe one day, arată foarte negativ. Putem să vedem clar că am scăzut sub această zonă cumpărat și suntem în zona asta unde Bitcoin ar trebui să fie cumpărat și avem o rezistență în acest moment la această zonă de 30, deoarece a fost suport și vă ziceam eu că orice suport care este spart devine rezistență. Putem să vedem că am avut aici suport, suport, suport și când a fost spart devine rezistență, de aceea prețul s-a oprit în această zonă de 4300 în acest moment și o să fie greu să îl spargă. Dacă mergem în trecut, pe daily, când s-a mai întâmplat lucrul ăsta, când am avut un RSI atât de scăzut, 18 și 16 august, când am avut această capitulare, nu. Putem să vedem că prețul în acel moment era foarte scăzut, dar pe daily nu am ajuns niciodată, nu am fost atât de vânduți niciodată în istoria Bitcoin. Foarte, foarte interesant. Un alt lucru important este Fibonacci. Haideți să-l găsim aici. Fibonacci retracement. Dacă punem de la punctul din care Bitcoin a scăzut, 6400, până la cel mai jos punct, undeva la 3500, vedem că Bitcoin încearcă să urce spre acest nivel de 38,2, care coincide cu un preț de 4700 sau chiar undeva la 5000 sau Golden Pocket la 61,8, care este la acel preț de care ziceam eu că Bitcoin se poate apropia în următoarea lună, 5300 sau chiar în următoarele săptămâni. Dar asta rămâne de văzut dacă prețul va rezista la 4061 și dacă cumva repetăm istoria ca prețul să urce până la 4800 și apoi să-l vedem la 3000,
500 sau chiar mai jos, undeva spre 2000, chiar 1800 cu un Wix și apoi o urcare peste 2000. Săptămâna viitoare foarte importantă pentru Bitcoin. Haideți să punem și volumul, să vedem cum arată în acest moment. Vedem că volumul este în creștere, lucru pozitiv, să zicem așa, pentru Bitcoin față de perioada precedentă. Hai să vedem cum arată pe weekly acest volum. Este un volum mai mare, ne apropiem de această zonă. De fapt, am trecut de această zonă mediană și mergem spre această zonă superioară, în care vedem aici în 2015, aceasta a fost capitularea cu un volum incredibil. Suntem doar la jumate, de aceea, din nou, cred eu că nu suntem la capitulare încă și mai avem foarte, foarte puțin până acolo. Cam atât pentru astăzi. Urmăriți prețul Bitcoin, urmăriți această zonă pe care v-am trasat eu aici, între 3600 și 2400, și urmăriți această 200-a zi, deoarece cred eu că prețul va trebui să coboare spre a 200-a zi pe săptămână. Sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, dați un like, share și, dacă sunteți privitor nou, un subscribe, doar dacă v-a plăcut. Ei bine, noi ne auzim duminică la un nou episod de Cripto Știri. Numele meu Daniel, mă înclin, zi bună!